Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Bun găsit, oameni buni, sunteți la cină și vă mulțumim pentru asta. Vă mulțumim pentru că ne primiți în fiecare seară de sâmbătă în casele dumneavoastră. Sunt Ionela Năstase și împreună cu Adi Hădean vă invităm la cină. Înainte să anunț invitatul din seara aceasta, am o curiozitate. Te rog. Ca să fii un bun proprietar de restaurant, trebuie să știi să gătești? Sau ajunge că știi să faci afaceri, ai banii de investit și bucătarul se ocupă de toate celelalte? Eu cred că cu cât știi mai bine să gătești, cu atât mai tare trebuie să rămâi bucătar și nu proprietar de restaurant, și să spun din proprie experiență. Trebuie să fac un amendament. Că asta nu înseamnă că dacă știi să gătești bine o să fii un cârciumar prost, dar poate ar fi bine să îți iei un manager bun. Invitatul nostru din această seară este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, îi se spune simplu regele restaurantelor, ne este oaspete la cină, Dragoș Petrescu. Acum că am anunțat invitatul, putem anunța și rețeta, nu? Ce mâncăm? Da. Știi spaghetele carbonara? Da. Nu din alea să fac. Bolognese? Nu. Nici măcar. Dar plecând de la rețeta de spaghetti carbonara, o să fac spaghetti. Știi de ce? Pentru că mi-e poftă. Bă, mi-e foarte poftă. Am o perioadă în viața mea în care aș mânca paste într-una. Hei, rețeta de spaghetti carbonara am luat-o și am adus-o mai spre România un pic. Dar nu zic ție acum. Deci aici e partea românească, practic, a pastelor din seara asta. Jumara asta românească, jumara. Zdravână românească. Și astea sunt niște jumuri pe care le-am comandat de pe Freshful. Nici măcar nu le-am făcut eu, ca să zic de. Hai să dăm și o rețetă. Doamnelor, domnilor, încă o dată, bună seara. Rețeta de azi, una foarte, foarte simplă. Plecăm de la spaghetti a la carbonara și ajungem la spaghetti ca la cărbunari în Maramureș sau aproximativ. Bine, acum dacă aveam o brânză de oi, cum face mama, putea să fie. Dar având în vedere că aici o bucată de parmigiano reggiano, nu o să fie chiar în tocmai, dar e important să rețineți că puteți să faceți felul ăsta de mâncare cu niște spaghete. Important e să fie unele bune, câteva ouă, o mână de jumări, brânză, un pic de lapte. La urmă, dacă vreți să veniți cu niște cozi de ceapă verde și pătrunjel tocat, vă spun eu sigur că nu o să vă pară rău. Sare, piper, mai multă sare în apă decât în mâncare, pentru că brânza este deja sărată, jumările cred că sunt și ele un pic sărate, nu mult, un pic. Și cam asta e. Hai să ne apucăm de treabă. De afaceri Dragoș Petrescu este cu noi la cină. Bună seara, bine ai venit! Bine te-am găsit, bine venit! Mă simt foarte bine aici la tine și îmi place super atelierul tău. Mă bucur. Adevărul e că sunt zile în care și ajung greu acasă. Bine, acum aștept să zică la final că i-a plăcut interviul. Ce faci, Dragoș? Cum merge treaba? Foarte bine. E un moment excepțional pentru industria restaurantelor și chiar zilele astea am realizat. Sunt momente și momente în viață. Când a început pandemia, nu mergeau restaurantele și mergeau comenzile online, berea și cu alimentarele. Acum nu mai merg comenzile online și merg restaurantele și cumva se mai, știi, roata se învârte. Noi am avut un debate în debutul acestei emisiuni, dacă e musai ca un proprietar de restaurant să știe să gătească, adică este o condiție pentru succesul afacerii?
ai în fața ta pe unul care nu știe să gătească. Nu gătești niciodată acasă? Te-am spus-o. Foarte rar, foarte rar. Îmi place să experimentez și oriunde mă duc în lumea asta e jumate muncă, jumate distracție. Adică iei notițe când mergi la restaurant în străinătate? Acum pozele rezolvă telefonul orice și îmi umplu masa, nevastă mea e disperată, iau din fiecare două antreuri, trei feluri principale, zice, iar am întrebat. O boală profesională, da. Fac la fel. Tot boală profesională sună și când zice nevastă mea e disperată, soția lui Dragoș este medic stomatolog, așadar nu mâncăm orice pentru că ne afectează frumusețea dinților. Corect. Nu? Dați-mi voie să nu vă mai rețin că poate am treabă la bucătărie. Te rog, Dragoș, mulțumim, Adi. Mulțumesc. Vreau să iau cu începutul. Ești bucureștean jet by jet. Cum a fost copilăria? Ți-amintești primul geam spart cu o minge sau cu praștia? Bineînțeles că mi-amintesc. Geamul de la ușa vecinului din față. Ce mi-a fost groaznic de rușine. Am stat ascuns sub mașină câteva ore să nu mă prindă că am spart geamul. Am avut o copilărie superbă în sensul în care eram pe stradă toată ziua. Și mă striga maică-mea disperată pe la 10-11 seara să mă adune în casă. Jucam Monopoly, de-a războiul, între străzi. Deci am fost un băiat de stradă toată copilăria mea. Monopoly, ăsta e un joc care dezvoltă simțul pentru afaceri, nu? Da, iubeam Monopoly, evident aveam regulile noastre la Monopoly, era și un Monopoly tras la Xerox de părinți, era atât de tras la Xerox după alte Monopoly trase la Xerox că nu se mai înțelegea hârtia tip imprimată de un dolar, dacă e un dolar sau ce fel de monedă o fi. În orice caz, stăteam zile în șir la un joc de Monopoly. Începeam azi, nu-l terminam azi, îl terminam mâine, poimine, deci a fost jocul meu preferat în copilărie. Cine era banca? Făceam banca pe rând. Dar nu banca conta, ci cum cumpărai, ce vindeai, cum negociai, cât de puternic erai acolo în luptele de negociere. O notă scăzută la purtare ai avut pentru ceva la școală? Cred că am avut un 9 odată. Pentru? Nici nu mai mi-aduc aminte pentru ce. Cred că tot pentru un schimb ceva, care nu făceam schimburi de mașinuțe, deci eram în zona asta de tranzacțională la vremea respectivă și cred că un părinte s-a supărat că a ieșit copilul lui defavorizat dintr-un schimb și cred că atunci am luat 9 la purtare. Dar altminterea, nu am fost un copil prea, să zic, deosebit de zburdalnic. Am avut note bune, dar niciodată printre primii. Am fost un elev bun în prima jumătate, să zic, o treime. Lipsuri au fost în copilăria ta? Cea mai mare lipsă, dacă pot să o denumesc așa, a fost, să zic, divorțul părinților mei când aveam 13 ani. Și a fost un moment foarte dificil care mi-a marcat viața cumva, pentru că am ajuns să trăiesc cu bunicii mei. Și de acolo a venit și forța asta, de fapt forța, nevoia de a fi independent, de a dori să-mi clădesc propriul meu drum și dorința asta de a nu depinde de nimeni, de fapt, și de a fi în controlul vieții tale. Ce te-au învățat bunicii? Practic, educația și primii ani de viață au fost acolo, în casa lor. Da, bunicii, am învățat foarte multe de la bunicii mei, de la cum să-mi economisesc banii, la cum să visez. Bunicul meu a fost arhitect, liber profesionist și el mi-a dezvăluit că de fapt comunismul n-a existat dintotdeauna și că el a putut dintr-o familie modestă să devină arhitect și să poată să facă proiecte de arhitectură pentru oameni normali, clasa medie, să zic, din București și să-și facă din asta un trai foarte bun, să poată să iasă seara la restaurante, îmi povestea cum se ducea el chiar și în timpul războiului, în perioada în care era în București, pentru că a fost și în război, vorbind de război al doilea, când terasele în București erau deschise și toată lumea ieșea la terase, chiar dacă era război. Cum a fost trecerea de la comunism
la capitalism pentru tânărul de 19 ani. A fost foarte interesantă, pentru că eram la școala de ofițeri, pentru că atunci la termen redus, dacă intrai la facultate și făceai armata la mai Politehnică, puțin. Făceai armata la termen redus, te pregăteai să fii ofițer în armata română și am nimerit la, pentru că am intrat la autovehicule rutiere în Politehnică, am nimerit la școala de tancuri din Lipova. Și până în Lipova plecam seara la ora 10 din București și ajungeam dimineața la ora 6 în Lipova. A fost o experiență foarte dură, pentru că practic să faci armata în orice vremuri, dar mai ales în vremurile comuniste, erai ca la pușcărie, cu regulament, cu tuns, cu ce apă caldă. Aveam la spălător apă rece toată săptămâna și sâmbătă intrai într-un garaj, ca o cameră de gazare era, cu țevi cu apă caldă și un nene, care de obicei era abțiguit, dădea drumul la apă caldă, ori prea fierbinte, ori prea rece, și ăla era dușul nostru săptămânal. Adică o școală de viață dură a fost armata și nici nu aș recomanda ca școală de viață cuiva să treacă prin armata comunistă, pentru că a fost o experiență foarte dură. Am reușit să traversez momentul, dar nu a fost simplu. Unde te-a prins revoluția? Mă întorc la trecerea de la comunism la capitalism. Păi a fost foarte simplu. Am început armata în septembrie 89 și am fost eliberat cu 3 luni mai repede, pentru că a venit revoluția în martie 90. Deci am intrat în armată în comunism și am ieșit din armată în capitalism. Și imediat după armată ai devenit antreprenor. Am să te întreb cu ce ai început. Este foarte mult spus antreprenor. Micul deci antreprenor. Eram un tânăr de 19 ani deja, fără niciun ban în buzunar, cu foarte multă dorință de a supraviețui. Ce antreprenoriat? Nu știam cuvântul ăsta că există la vremea respectivă. Și așadar, ce mi-a fost cel mai la îndemână a fost să încep să vând ziare, ziare pe care le luam de la Casa Presei Libere, pe vremea respectivă Casa Scânteii, cred că încă nu se schimbase denumirea. Și cu ziarele cumpărate de acolo, aveam un comision de 10%, le vindeam în piața universității, unde erau manifestații în fiecare zi. A fost pur și simplu o întâmplare. Ce putea face un tânăr înainte de a începe primul an de facultate? Aveam 6 luni de vacanță și 2 opțiuni. Ori să mă duc să mă distrez cu prietenii, nu era o opțiune pentru mine, pentru că mă abăteam de la visul meu de a deveni independent, ori să mă apuc să găsesc orice fel de job. Și ăsta mi s-a părut un job, pe de o parte, antreprenorial fără bani, că să te duci să cumperi 2000 de ziare, mi-au trebuit, nu știu, $200, capital de startup la vremea respectivă. Pe care de unde ai luat? Pe care i-am luat de la bunici, adică nu era o sumă care să nu poată fi obținută. Le-ai dat banii înapoi? Da, le-am dat banii înapoi, bineînțeles. Dar nu înainte de a cheltui profitul obținut pe ziare în târg la Vitan. Deci am trecut și prin asta vreo două duminici la rând, pe blugi, piramid, ochelari de soare, tot felul de prostii. După ziare am trecut la nivelul următor. Tarabele. Și cu banii de la ziare am deschis prima tarabă în piața Dorobanci, apoi prima tarabă. Toată viața mea am folosit, să zic, modelul replicii. Întâi am creat proiectul să fie viabil, după care, când am văzut că faci un leu profit, l-am multiplicat. După o tarabă, a doua tarabă, a treia tarabă, am ajuns până la 6 tarabe. Exact, ca un cartier la Monopoly, de acolo. În 93 am avut ocazia să închiriez un chioșc de 4 metri pătrați la Făinari. Făinari e undeva pe Calea Moșilor, o stație de autobuz, și am reușit să închiriez cu mari relații la primărie un astfel să de nu chioșc. Le dăm oamenilor astfel de idei. Nu cu relații. Nu așa cu relații. Se făcea atunci. Așa se făcea atunci. Deci un tarabagiu veritabil a trecut de la nivelul de tarabă la nivel de chioșc de 4 metri pătrați. Un pas foarte mare înainte. Și chioșcul a primit același tratament din partea mea ca și tarabele, respectiv. Încet, încet a pornit chioșcul
să crească vânzările, să creeze un vad, a învățat ce înseamnă să stai de vorbă cu clienții altfel la un magazin decât în tarabă, dar eram experimentat cu taraba. Și după aceea am multiplicat chioșcul și am ajuns la 11 chioșcuri. După chioșcuri? În timp ce eram la chioșcuri, a venit McDonald's în România și dacă se aduce aminte, în 95 a fost cea mai impunătoare, din punct de vedere al numărului de clienți, deschiderea lui McDonald's de pe planetă. Au fost 3500 de clienți la porțile lui McDonald's din magazinul Unirii. A fost un eveniment atât de mare și m-a fascinat atât de tare, încât am început să-l studiez. Am învățat despre el și am aplicat la McDonald's pentru obținerea unei francize. Evident, am fost refuzat. Cine să dea un restaurant pe mâna unui chioșcar? Nu se punea problema să fiu admis, dar nu m-am lăsat și am continuat la McDonald's lună de lună cu telefoanele, până când, într-un târziu, după 2 ani de interviuri și refuzuri, am fost acceptat. Însă, am fost acceptat nu ca și chioșcar, ci am fost acceptat după ce am reușit să deschid prima benzinărie Shell. Pentru că Shell, spre deosebire de McDonald's, a acceptat un chioșcar să conducă benzineria Shell din Fundeni, o benzinerie dintr-un cartier cumva mărginaș, dar am fost extrem de încântat să fiu admis și să pot învăța de la Shell România și să administrez deja un magazin de 200 de metri pătrați. Adică eram cu totul în alt film. A fost cumva facil pentru mine să, cu experiența pe care o aveam, să aduc benzineria din Fundeni în top 5 național din ceea ce privește vânzările, deci pe magazin. Expert am fost. Când a început povestea restaurantelor? Povestea restaurantelor a început dintr-o întâmplare. Mâna destinului, mereu? Mâna destinului. Cred că în drumul unui antreprenor stau la bază câteva cărămizi. Una este să fii determinat și gata să-ți sufleci mânecele și să te apuci de treabă. Și nu să aștepți prea mult, să îți găsești motive să nu începi, ci chiar trebuie să ai capacitatea asta să te apuci de treabă. Merge sintagma riști și câștigi în lumea afacerilor? Absolut. Nu, adică se poate câștigi fără să riști. E nevoie, evident, mai degrabă de a-mi pune în balanță studii economice sau talent la afaceri? Cred că nici una, nici alta. Cred că experiență, învățat, dar nu neapărat din studii economice tradiționale. Filozofia mea și din experiența pe care am avut-o eu, cea mai bună școală ți-o iei dintr-o companie care are cea mai bună expertiză în domeniul respectiv. Deci furat meserie. Școală, fur meserie. Despre asta e vorba. Și atunci, pentru mine, școala Shell și școala McDonald's au fost cele mai bune școli. Eu fiind un tip care am iubit să învăț ceea ce îmi plăcea mie să învăț, respectiv antreprenoriat, business, asta mi-a dorit. Și am trecut pe la școli vestite, London Business School, Stanford și așa mai departe, dar cea mai bună școală, asta de restaurante, evident, McDonald's, și cea mai bună școală de retail pe care am primit-o eu a fost cea de la Shell România. Ne întoarcem la întâmplarea care te-a băgat în lumea afaceriștilor din zona restaurante. Aveam 10 chioșcuri, nu 11. Al 11-lea era un mic magazin la parterul unei case private de la interstiția lui Ștefan cel Mare cu Dorobanți. Și ne cam chinuiam acolo în chioșcul ăla și proprietarul vedea că nu prea reușeam să plătim chiria. Domnul Măciucescu, tot arhitect. Și vine într-o zi și spune: băi, Dragoș, eram doi parteneri atunci pe acel magazin. Zice: bă, voi vă cam chinuiți să-mi dați chiria. Nu vreți mai bine să faceți și voi aici o șaurmărie, o pizzerie, ceva să vă meargă și voi, că nu cu țigări și cu Coca-Cola nu pare că vă mișcați bine. Și am stat noi și ne-am gândit ce ar fi să facem un restaurant, dar nu pizzerie, nici șaurmărie, că nu rezonam. Hai să facem un restaurant ca pentru noi, așa cum ne-ar face nouă plăcere să ieșim la restaurant. Ca la mama acasă. Ca la mama acasă, așa s-a născut primul restaurant la mama,
De asta spuneam, sunt câteva cărămizi. Una este să vrei să faci. Al doilea este să vii tu cu ideea ta să faci restaurant la momentul potrivit și la locul potrivit. Adică ce am pornit noi în 99 cu La Mama a fost un moment în care nu existau restaurante convenience pe piață, adică restaurant care să duci zi de zi fără să îți dai salariu pe acea masă la restaurant. Pentru că România nu avea obișnuința de consum. Nu avea această obișnuință. Și nici nu existau restaurante care să aibă nișa asta, porție mare, corectă, cu preț mic. Deci nu exista tipul ăsta de business. A fost un, se cheamă în cărți, Blue Ocean. Adică te duci într-o piață care nu există și cumva ești primul din acea piață. Și ca o chestie așa funny, aveam două reguli la restaurantele La Mama. Nu intri în pantaloni scurți și îmbrăcat în training în restaurant. Și asta a fost, să zic, criteriul de selecție principal. Mai era încă unul, că puneam numai muzică de Julio Iglesias în restaurant. Iglesias pentru că era o muzică de bun simț. Adică nu manele, nu, și nu că, că înțeleg și valoarea manelelor și importanța lor după ce ai băut sticla de vin și are o, să zic, un impact emoțional puternic. Dar în restaurantele mele atunci, ca și acum, îmi doream acest tip de muzică, iar selecția era incredibilă și totul bine și frumos până a venit ambasadorul Olandei în pantaloni scurți și n-a putut să intre în restaurant și asta e, atunci am realizat că la un moment dat am să pot să scot această regulă, dar asta s-a întâmplat după mulți ani. Deci ai scos-o până la urmă. Da. Câte restaurante sunt astăzi, Dragoș? Câte ai? Vremurile au curs din 99, între timp ne-am separat cei doi antreprenori care am pornit restaurantele La Mama, am pornit restaurantele City Grill în 2004 și astăzi avem 22 de restaurante. Cu câți angajați? 1500 de angajați, o să ajungem acum în vară, acum suntem pe la 1300 și cu o cifră de afaceri aproape de 40 de milioane, sper să o depășim anul acesta, pentru că a pornit foarte bine anul, cel puțin ultimile două luni, pe o recuperare neașteptată. Este interesant că te gândești la un profit mare anul acesta, anul viitor, când noi toți ceilalți ne uităm și ne temem de recesiune. Vine sau nu vine? Exact cum vorbeam mai devreme, la început, e vremea voastră. Cred că recesiunea va veni. Dar pentru fiecare recesiune există câștigători și pierzători. Ori noi am fost pierzătorii recesiunii de acum 2 ani, respectiv ai pandemiei, și sper să devenim câștigătorii următoarei recesiuni, pentru că nu mai ai curaj să-ți schimbi apartamentul cu unul mai mare sau mașina cu una mai modernă, nu-ți vine, chiar dacă ai vrea, dar să te duci să bei un vin bun și să mănânci cu prietenii, asta va rămâne. Dar nu o vei face mai rar? Adică îți faci o mămăligă cu brânză și smântână și o mănânci acasă cu prietenii? Da și nu. România a ajuns la acest nivel și cel puțin Bucureștiul, care este una din primele 20 de orașe din Europa din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor, are astăzi și cultura și banii pentru a satisface cel puțin această plăcere de a ieși cu prietenii la restaurant. Suntem ca între prieteni în această seară și Adi a pregătit. Da, astăzi mâncați paste, n-am văzut ce să faceți. Adi. Mulțumim, poftă bună, te rog. Bun. De la mâncare ne întoarcem la business. Când ai făcut primul milion de euro? Aolo, ce întrebare! Grea sau ușoară? Că nu știu cum să o iau. Nu știu să-ți răspund. În viața unui antreprenor nu apare milionul de euro strâns undeva așa pachetele într-o cutie și zici, mama, am făcut primul milion. Tu creezi ceva, o companie, un proiect, o idee și nu știi când
ai făcut milionul, e evaluată afacerea aia ta la 1 milion de euro, atunci poți să zici că ești milionar. Dar banii nu există fizic, ei sunt în ideea ta, în proiectul tău și au valoare, banii ăștia sau milionul ăla există cât timp tu lucrezi la el și există și e viu și e relevant și cineva, un investitor, ți-ar da banii pentru acel milion. Ce vârstă aveai când l-ai văzut în acte pe acest 1 milion de euro? Pot să spun altceva, pot să spun că după un an și jumătate, după deschiderea primului restaurant, am ajuns la break-even. Și asta se întâmpla prin 2001. Și atunci pot să spun, când am deschis și al doilea restaurant, pentru că am avut curaj după ce am ajuns la break-even cu primul, că împreună cele două restaurante au o valoare mai mare de 1 milion de euro. Nici o idee sau afacere nu devine de succes din prima și pur și simplu așa, fără nicio apicat de la Dumnezeu și totul merge bine, vânzări, profit, echipa, oamenii vin lângă tine și te sprijină. Deloc. Este o muncă enormă și un proces de învățare foarte dificil până să ajungi să poți să construiești o afacere de succes. Apropo de învățare, școala românească pregătește tinerii pentru afaceri de succes? Cred că nicio școală din lume nu te pregătește pentru afaceri de succes. Pentru afacere de succes, pentru a deveni un antreprenor viabil, trebuie să te pregătești tu singur. Trebuie să știi să-ți găsești compania pe care să o admiri, să o respecti, să înveți de la ea. Trebuie să știi foarte bine ce îți dorești tu, să te uiți la tine în interiorul tău și să-ți găsești, domnule, pasiunea mea este să creez costume pentru bărbați, de exemplu. Și asta este, vreau să fiu croitor, vreau să fiu un croitor pe picioarele mele, să am propriul meu atelier de croitorie. Păi foarte bine, atunci du-te și învață de la un croitor pe care îl admiri ce face el și apoi îți pornești propria ta croitorie. Oamenii de afaceri trebuie să vorbească corect? Bună întrebare. Cred că este un avantaj, nu o condiție absolut obligatorie, pentru că am cunoscut oameni de afaceri care nu vorbesc corect. Am cunoscut și politicieni care nu vorbesc corect și cu toate astea ni se adresează de acolo, de la o tribună înaltă, având senzația că au cunoscut totul este în viață. Este o altă meserie. E o altă meserie. Să fii politician. În care tu, apropo, nu ai intrat. Întotdeauna este nevoie de oameni cu bani în politica din România. Nu te-a tentat niciodată? Te-au curtat partidele politice? Au fost două perioade în viața mea, apropo de interacțiunea cu mediul politic. Și fiind, dorindu-mi să sprijin antreprenoriatul și cred în valorile noastre de liberă piață, de competitivitate corectă, de transparență, inevitabil am ajuns împreună cu organizațiile de business din România în fața autorității. Și am avut două perioade, cum îți spuneam. Una în care am privit cu dispreț la meseria de politician și a doua în care am înțeles, și asta se întâmplă de 2-3 ani, în care am înțeles că să fii politician este o meserie foarte dificilă. Trebuie să stai să convingi oamenii, trebuie să te duci în primării, în autoritatea locală sau centrală, trebuie să vorbești și să capeți încredere fără contracte, cum e în lumea de business. Adică este o meserie foarte dificilă pentru oameni inteligenți, pentru cei care o fac bine. Așadar, cred că este valoare în meseria de politician. Dar nu este pentru mine. Trebuie să-ți placă, trebuie să-ți dorești. Ți-aș aminti eu o altă etapă din viața ta în care ai avut o oarește legătură cu politica. Copil fiind, ți-ai dorit să fii președintele României, nu? Da, nu știu de unde știi tu asta, dar într-adevăr, visam. Am visat când am fost copil și la 7 ani și la 10 ani și la 15 ani să fiu multe lucruri, să fiu șofer de tir, să fiu președinte, să președinte fiu de țară, nu de avocat, bloc. Nu de, da. Deci am visat diverse. Cred că
un copil e frumos să viseze și cred că și un tânăr e frumos și important să viseze, dar să viseze cu ochii deschiși. La ce visează fetele tale? Te bazezi pe ele să preia afacerea? Să le spunem telespectatorilor că stai într-o casă cu 4 femei. Soția și 3 fete. Nu este o viață ușoară să stai într-o casă cu 4 femei. Ești la restaurant și tu ești singurul care bea un pahar de vin. Deci nu e chiar așa simplu. În orice caz, relația mea cu fetele a fost de a le crea libertate și dorința de a fi independente. Cred că asta este o valoare importantă pentru bunul mers al vieții lor. Și respectând acest principiu, le-am deschis ușa. Oricând doriți, puteți învăța să fiți antreprenori și oricând v-ați gândit să îmi urmați calea, ușa este deschisă. Se spune că o astfel de afacere, ca aceea pe care tu o ai, durează maximum 3 generații. Am să spun ceva mai serios. Orice afacere de familie are o medie de viață de 1,7. Deci, de obicei, afacerea se termină pe timpul vieții tale, dacă nu mai nimerești încă o generație, dar cu siguranța ca a treia generație după tine, după cea a copiilor tăi, în medie reușesc să o lichideze. Adică trebuie să-ți educi copiii pentru a avea un astfel de curs, de parcurs de succes. Ce-ți spune feeling-ul? Se vor duce fetele către această afacere? Cred că este prea devreme, dar ce vârstă au nu fetele? Mă bazez că ele vor dori să... Meseria asta de restaurator se cheamă, ce facem noi, adică de ospitalitate, de interacțiune cu oamenii, de dorința de a lucra cu echipe mari, de dorința de a fi în fața clientului permanent. Toate aceste lucruri nu sunt pentru oricine. Sunt probabil 1-2% din populație care ar dori să facă așa ceva. E o meserie grea. Se știe că românul este ospitalier și aș vrea să te întreb dacă această ospitalitate se simte în restaurantele din România și nu mă refer la restaurantele tale pentru că ai putea fi subiectiv, desigur. Dar ești de asemenea nu doar patron de restaurant, ci și client la restaurant, nu? Românii sunt clienți excepționali. Și am să-ți dau un exemplu de empatie. Înainte de pandemie aveam 7,1% din cifra de afaceri în medie din bon, tips, așa zisul bacșiș. Da? Noi, toți acești bani care se strâng ca bacșiș, îi împărțim către oameni. De fapt, ei își împart între ei acești bani. E un venit foarte important. Personal, doar o paranteză, lași bacșiș la restaurant? Întotdeauna. 10%? Mai mult. Dar am un defect profesional, țin foarte mult la această industrie și știu foarte bine cât de important este bacșișul în viața unui angajat din industria ospitalității. Ei bine, în timpul pandemiei și după pandemie, media tipsului a crescut la 9,6%. Adică aproape 20% românii au considerat că e important să crească bacșișul. Și au fost solidari cu o categorie... Foarte important. Mai mult decât atât, românii sunt deschiși, doresc să experimenteze și românii sunt buni. Adică atunci când nu sunt serviți corect sau au o reclamație, nu, poate nu mai vin în locul respectiv, dar nu sunt bătăioși, nu te dau în judecată, nu te atacă. Adică sunt oameni, clienți, care sunt dispuși să-ți dea și a doua șansă, nu neapărat a treia și a patra, dar sunt dispuși să înțeleagă că poți să greșești. Și nu sunt așa duri, fermi, cum sunt alte națiuni. Se greșește mult în ospitalitatea românească, întreb altfel. Se greșește mult în ospitalitatea românească, mai ales în ceea ce privește grija față de client. Tânăra generație însă, cei care vin după noi în industria ospitalității, sunt mult mai performanți din punctul ăsta de vedere. Cât de des îți scoți soția la restaurant în oraș? Foarte des, pentru că am șansa să îmi
pot călători. Și nu ieșim la restaurant în București prea des, ieșim o dată pe săptămână, în fiecare miercuri avem family dinner și este lege, ieșim împreună cu fetele atunci când sunt în țară. Dar ieșim asta e o bună idee, am să-i o propun și eu soțului. E foarte bună ideea, pentru că urma să nu ne mai vedem deloc dacă nu aveam așa un minim de reguli, însă ieșim în vacanțe des și experimentăm foarte mult. Deci ieșitul la restaurant împreună este un obicei. Ai împlinit cele 10.000 de ore necesare pentru succesul în afaceri. Acum doar te relaxezi și beneficiezi de câștig sau muncești în continuare foarte mult? Foarte adevărate cele 10.000 de ore al lui Malcolm Gladwell din Excepționalii. Este poate cea mai importantă carte din viața mea, dar cred că sunt foarte norocos. Șansa pe care o am astăzi să muncesc exact cât îmi doresc și exact să îmi aleg specific ceea ce doresc să fac cu timpul meu când lucrez, este o șansă mare, dar n-aș putea să supraviețuiesc stând acasă sau plimbându-mă prin țări străine, pur și simplu. Nu. Când mă plimb, mă uit în restaurante ce trebuie și cum mai pot să inovez, da? Iar când sunt acasă printre ai mei și mă refer aici la echipele din restaurant, acolo merg printre ei și tot timpul schimbăm, pentru că e important să ai ochii deschiși la schimbare. De pasiuni mai ai vreme? Știu că în ultima vreme ți-ai descoperit această pasiune, dansul. Am vreme pentru dans. Cred că dansul este mecanismul de bucurie pe care greu îl obții în alt sport și este o îmbinare de exercițiu fizic, muzică, atmosferă, frumos, de fapt, pentru că la toate aceste show-uri de pro-am la care mergem, ne aranjăm, punem fracul pe noi, e o întreagă poveste în jurul oricărei competiții de dans și este o activitate la care nu renunț și petrec zi de zi o oră și jumătate dansând. Cred că atunci când poți, este important să dedici și puțină, să zic, direcție personală, în pasiunea personală pe care o ai în alte activități decât cea în care lucrezi. În afară de dans, mai este un alt refugiu unde te duci când ai nevoie de liniște? Îmi place foarte mult să călătoresc, poate asta e cea mai mare pasiune, să descoper locuri noi, nu numai restaurante, dar locuri noi, experiențe și avem o șansă uriașă aici cu țări prietenoase în jur și mă refer aici la Turcia, Serbia, Grecia, sunt așa lucruri pe care poți să le faci cu foarte mare plăcere și cu un buget rezonabil atât de aproape și poate că traveling-ul, călătoritul, gastronomia alta neapărat decât cea aplicată în restaurantele mele este o a doua pasiune. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva momente. Rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină! Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne-am întors la cină, suntem în această seară cu omul de afaceri Dragoș Petrescu. Ce îți lipsește astăzi în viață? Poate entuziasmul pe care l-aveam la 25 de ani. Te simt nostalgic? Puțin așa. Nu, cred că mă uit astăzi cu alți ochi când îmi văd colegii de liceu, de facultate și îmi dau seama cât de mulți ani au trecut și cât de important e să poți să încerci măcar să-ți păstrezi tinerețea interioară, măcar dacă cea exterioară nu mai e așa de ușor de păstrat. Care a fost cel mai rău lucru care s-a scris în presă despre tine?
Aoleu, cred că cele legate de duritatea mea în anumite situații din emisiunile televizate, dar care în realitate, pentru cei care mă cunosc cu adevărat, această duritate are o nuanță, să zic, de intenție bună pentru cei din jurul meu. Și vine următoarea întrebare. Când ai plâns ultima dată? Când ai fete mari și Erin are, împlinește 21 în acest an, Karin 19, fetele mari, ca și copiii mari, probleme mari, copiii mici, probleme mici. Deci mi s-a întâmplat să plâng alături de ele chiar în acest an. Consider că să fii vulnerabil este o calitate și o forță, nu este un punct slab. Și să poți să te arăți vulnerabil, mai ales într-un mediu safe, sigur, în fața copiilor tăi, este o dovadă de forță din care ele poate au de învățat. Care este cea mai mare realizare din viața ta? Cred că familia este cea mai importantă realizare și nu în ultimul rând faptul că am reușit să-mi împlinesc visul și anume de a trăi pe picioarele mele. Un eșec despre care se poate vorbi în această seară? Sunt multe, să zic, momente dificile pe care le-am avut în viață, de la cele legate de familie, pentru că am trecut printr-un divorț, până la cele legate de despărțirea de primul meu partener, cel cu care am fondat restaurantele La Mama, sau, eu știu, de la provocările pe care le am în business. Anumite restaurante trebuie să fie închise, dar nu există performanță și succes fără pierderi. Nu am vreun moment pe care să-l regret din viața mea. Cred că orice experiență bună sau proastă te definesc și dacă ai suficientă, să zic, capacitate de a învăța din ceea ce ai făcut bine sau rău, asta te poate defini și te poate ajuta să-ți faci un viitor mai bun. Ești un angajator cu aproape 1500 de oameni în subordine. Ce i-ai putea ierta unui angajat care greșește? Absolut orice, mai puțin intenția sau furtul. Cred, pentru mine, orice fel de om poate greși și e bine să greșească. Și mă refer aici și la antreprenor, și la intraprenor, și la cel care nu dorește decât să fie angajat toată viața. Cu toții greșim. Și important este să avem bună intenție. Dacă nu avem bună intenție, nu vreau să folosesc cuvinte de-astea mari, iertare, nu iert. Cred că orice se poate ierta, evident, și cred că, dar sunt, să zic, zone, cum este cea pe care am amintit-o mai devreme, care, peste care trec mai greu. Ai ierta un angajat pe care l-ai prins cu mâna în portofelul tău de la restaurant pentru că el avea o problemă acasă? Cred că da, pentru că sunt momente, poate în viață și înțeleg asta, în care faci lucruri grave pentru că ești nevoit sau ești într-o situație dificilă. Care este cel mai frumos loc din România? Iubesc nordul țării. Fie că vorbim de Bihor, Oradea Nord, țara slovacilor, fie că vorbim de Bistrița, Munții Rodnei, fie că vorbim de Suceava, Sucevița, nordul României pentru mine este, să zic, cel mai iubit loc din țara asta. Ai putea trăi acolo? Te-a tentat vreodată să te muți din București, știi, bucureștean, jet pe jet fiind? M-am gândit de foarte multe ori la tot felul de locuri de-astea idilice, fie în România, fie în afară. Cum ar fi să trăim aici? Cum ar fi să ne petrecem bătrânețile aici? Cum ar fi? Nu ar fi. Deci eu fără restaurante și fără vizita mea în fiecare zi să mă uit ce se întâmplă, mergi să mai vine zi? Vreo idee. Da, da, absolut. Să-mi vine vreo idee să... Poate nu pentru ore în șir, dar pur și simplu să mă uit la copilul meu
nu, n-aș putea să trăiesc departe, să stau, și mai am încă o teorie, cred că în momentul în care ai ieșit din activitatea ta de zi cu zi, în momentul în care ai închis curiozitatea, să ce n-ai afacerea? Degradarea ta este foarte profundă. Și adică, afacerea are de suferit. Evident. Dar afacerea poate să fie ținută, eu știu, într-un anumit moment, poate mai bine sau la fel de către partenerii tăi. Și asta mi-am dorit întotdeauna, să văd în partenerii mei potențial oameni care să ducă mai departe și fără mine afacerea. Dar cred că la nivel personal este important să rămâi activ până închizi ochii. Eu nu cred în pensionare. Unde te vezi peste 10 ani? Iată. Exact aici, în aceeași situație, sper că stăm de vorbă cu tine. Și este ultima întrebare, cum te-ai descrie în doar 3 cuvinte? Care sunt acele 3 cuvinte care se pot spune despre Dragoș Petrescu? Reliability, adică o persoană pe care te poți baza. Iubitor, cineva care îi place să iubească și să fie iubit. Și cred că îndărătnic, determinat să obțină ceea ce vrea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi și nu peste 10 ani. Mai curând, te așteptăm. Dacă gătește, a divin. Doar nu cred că o să gătesc eu. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați primit în case și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Ora 21, sâmbătă seara, Digi24. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne revedem săptămâna viitoare!